Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. În această seară vom continua discuția noastră despre autostrăzile Craiova-Pitești și Craiova-Lugoj, iar invitata noastră din această seară este doamna Marinela Boianu, director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Boianu, ați făcut nenumărate demersuri pentru construirea unor autostrăzi în zona Olteniei. Spuneți-ne, vă rog, de când au început aceste demersuri și care au fost cele mai importante? Sigur, am conștientizat de la început, încă de la înființarea instituției din 1999, că este necesar să avem un drum expres, dacă nu măcar o autostradă, dar prima adresă pe care noi am transmis-o unui ministru al transporturilor a fost în 2005. Deci acum peste 10 ani, la începutul anului 2005, era pe vremea aceea domnul Gheorghe Dobre, ministru al transporturilor, construcțiilor și turismului. Și am continuat să transmitem încă 10 adrese tuturor miniștrilor care au fost la conducerea acestui minister al transporturilor de-a lungul timpului, de două ori domnului ministru Berceanu, pentru că a avut două mandate de ministru, doamnei Anca Boagiu, am transmis chiar și domnului Jonathan Shaley la delegația Comisiei Europene, înainte de a deveni România stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, domnul Orban a fost ministru al transporturilor. Ultima adresă pe care noi am transmis-o către domnul Ovidiu Silaghi. Am discutat și cu persoane care sunt chiar din Craiova, domnul Horatiu Buzatu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, și nu ceream numai construirea unei autostrăzi sau unui drum expres, sigur că da, noi am dorit în primă instanță să se construiască măcar o centură ocolitoare la Balș, pentru că se durează foarte mult ca să traverseze acest oraș și bineînțeles că ar fi ideal să avem și la Slatina o altă centură ocolitoare. Și ultima adresă pe care noi am făcut-o în vara acestui an a fost către Comisia Europeană. Doamnei comisar Corina Crețu i-am transmis și reprezentanților de la Comisie pentru a se introduce în master planul de transport și tronsonul Craiova-Pitești și bineînțeles Craiova-Lugoj. Ne interesează și zona aceea din țară, dar în principal Craiova-Pitești. Și ați primit un răspuns în această toamnă, din păcate e puțin dezarmant răspunsul. Nu este o prioritate, așa a fost construit, fundamentat master planul de transport. Au ca prioritate Pitești-Sibiu. Acesta e tronsonul principal care se leagă cu TNT, rețeaua aceasta de transport, iar pentru Craiova-Pitești ar fi planificat în anul 2050 și Craiova-Lugoj în 2030. Deci soluția ar fi să se facă această autostradă din bugetul de stat, pentru că dacă așteptăm după prioritățile Comisiei Europene ar însemna foarte mult timp, încă 35 de ani. Sunt costuri foarte mari dacă s-ar face din bugetul de stat. Chiar astăzi am încercat să estimez cam cât ar reprezenta construirea acestui tronson de aproximativ 122 de kilometri, Craiova-Pitești. Ar fi în jur de 500 de milioane de euro. Un efort financiar extraordinar de mare și ar fi de preferat să se execute în parteneriat public-privat. A fost într-adevăr PSA pentru că avem fișa tehnică care a fost lansată în martie 2013 de către Compania Națională de Drumuri. S-au prezentat 5 consorții străine. Este vorba de procedura pe care au ales-o dânsii, dialog competitiv. Ar fi trebuit să rămână la această negociere un singur consorțiu și am înțeles că ceilalți 4 s-au retras, dar a trecut foarte mult timp și conform OUG34, în 120 de zile, trebuia soluționat. Deci, probabil că a fost suspendată procedura și nu se mai poate s-o fi retras și cea de-a cincea companie. Și nu ați primit niciun fel de informații legate de acest lucru? Am făcut de curând un e-mail către noul șef al Companiei Naționale de Drumuri. Încă nu am primit un răspuns, dar trebuie să facem o adresă oficială. Să ni se răspundă ce își asumă România, pentru că totuși aceste tronsoane de autostrăzi sunt prevăzute, sunt incluse în master plan, dar fără o alocare financiară din fonduri europene. Deci, din POIM, pe perioada următoare, programul operațional de infrastructură mare, nu se pot obține fonduri pentru construirea acestor drumuri.
Ieri au fost prinși în bugetul de stat banii pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii Craiova-Pitești. Ce înseamnă acest lucru și credeți că va fi posibil? Da, depinde de ce sumă se aprobă, pentru că... Din informațiile noastre ar fi vorba undeva la 5 milioane de lei, adică 1 milion și ceva de euro. 1.100.000 de euro ar fi insuficient, spunem noi, pentru că apelăm la un calcul foarte simplu. Deci, așa cum ați văzut, valoarea totală pe care noi o estimăm pentru construcția acestui tronson de autostradă, Craiova-Pitești, deci 122 de kilometri, ori 4,4 milioane de euro per kilometru, conform standardului de cost, ar duce la ceea ce v-am spus, 500 de milioane de euro. Pe proiectare se percepe de obicei pentru acest serviciu, respectiv realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, cam 3,5% din valoarea totală a investiției, ceea ce presupune o valoare de 17,5 milioane de euro, doar pentru studiul de fezabilitate, care ar fi cam 30% din tot acest pachet de proiectare, ar fi undeva la peste 5 milioane de euro. Deci este cumva de 5 ori mai mică suma. Da. Și nu se poate vorbi de o alocare multianuală, pentru că cel care vine să liciteze pe această sumă vrea să știe exact care este valoarea totală a proiectării pentru a livra un document de calitate. Păi și în acest moment noi am putea spune că practic ne îmbătăm cu apă rece, pentru că 1 milion de euro practic e foarte puțin comparativ cu 5 milioane de euro de care vorbiți dumneavoastră pentru acest studiu de fezabilitate. Da, există riscul să nu se prezinte nimeni la licitație. Poate se găsesc soluții, pentru că poate la rectificare bugetară. Exact, asta vreau să spun, un buget se rectifică și la prima rectificare, dacă într-adevăr există suficientă voință politică și constituie o prioritate, pentru că trebuie să ne gândim foarte serios că nu numai noi ca cetățenii ai Olteniei sau instituția noastră, Agenția pentru Dezvoltare Regională și politicienii au solicitat de-a lungul timpului construirea unei autostrăzi, dar de curând, așa după cum bine știți, a venit domnul ambasador Hans Klemm al Statelor Unite, a făcut o vizită la Ford. Și în momentul în care compania Ford a venit în România în anul 2008, guvernul României și-a luat la momentul respectiv niște angajamente că se va construi această autostradă. Ei au nevoie să transporte atât autoturismele cât și materiile prime și așa mai departe. Avem podul de la Calafat, care face conectivitatea între Europa Centrală și Europa de Vest. Adică trebuie exact, să se țină au dat bani pentru pod, acum trebuie să dea bani și pentru autostrăzile care leagă podul. Și pentru autostradă, sigur că da. Sigur că da, pentru că altfel ne izolează din punct de vedere investițional. Practic suntem condamnați la sărăcie. Gândiți-vă că totuși, dacă ne uităm pe harta României și ne uităm la toate tronsoanele de autostrăzi, vom vedea că, în general, celelalte zone, regiuni din țară, sunt totuși acoperite. Au aceste căi de comunicare foarte moderne, pe când noi nu avem. Da, în altă ordine de idei, regiunea noastră este printre cele mai sărace și Uniunea Europeană își propune eliminarea discrepanțelor dintre regiunile. Absolut. Unei anumite țări și de asta mă miră faptul că totuși nu se fac demersurile necesare să se facă astfel de investiții în infrastructură care ne-ar ajuta foarte mult. Spuneați dumneavoastră și de vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii, care a cerut insistent acest lucru și spunea că atât cei de la uzina Ford cât și cei de la uzina Dacia vor infrastructură de transport mai bună pentru a-și putea transporta produsele pe care le fabrică și, în țară. Exact, și să nu uităm că în județul Olt avem alți investitori. Avem Pirelli, este Alros Latina, care exportă foarte mult, este un producător foarte puternic în acest district al aluminiului. Deci există riscul ca anumite companii străine să se relocheze în altă parte, unde găsesc condiții prielnice. Deci demersurile noastre ar trebui să se ducă spre un lobby, ca să-i spun așa, ca acest buget de 1 milion și ceva de euro să fie suplimentat măcar până la vreo 5 milioane de euro la rectificarea bugetară și după aia să vedem cum facem cu sursele de finanțare pentru finanțarea lucrării, proiectul tehnic plus execuție, exact. Pentru că din câte am văzut și a spus în acea scrisoare de la Corina Crețu, prioritatea pe fonduri europene e abia în 2050. Da. Deci dacă o vrem mai devreme autostrada, trebuie să o facem din bugetul de stat, prin credite, eu știu, prin acel fond pus la dispoziție, prin
diligența actualului președinte al Comisiei Europene sau parteneria public-privat. Și aici ar trebui să cerem în perioada următoare exact. Eu cred că aici a fost vorba și de un calcul politic. S-a promis această autostradă și bănuiesc că dacă era foarte atractivă, nicio companie nu o lungea atât 3 ani. Venea să... Da. Sau poate nu s-au oferit suficiente garanții, cum a spus și dumneavoastră, nu s-au discutat redevențe, nu s-au discutat exact. Alte facilități pe care spuneați dumneavoastră că ar fi trebuit să îi se ofere printre facilități și folosirea unor spații adiacente, să-și câștige bani nu mai din acea taxă de autostradă, da. Ci și din exploatarea altor resurse. Da? Exact. Spații exact. De închiriat pentru benzinării, pentru moteluri, pentru... Corect, corect. Să nu uităm că lățimea totală a unei autostrăzi ar fi în jur de 26 de metri, plus că mai trebuie acostamente, zone de refugiu și așa mai departe. Pe lângă această suprafață de teren, sigur că e necesar orice operator, orice investitor străin, în primul rând, vizează aceste terenuri pe toată lungimea autostrăzii, pentru că cei mai mulți bani acolo și recuperează. Perioada care era estimată în acea fișă de date era undeva la 30 de ani, 360 de luni, construcție plus operare. Cu siguranță, probabil și-ar fi scos cheltuiala, nu era menționată redevența într-adevăr, poate că sunt date confidențiale și ce am sezizat noi din această fișă de date, sigur nu era clar precizat traseul. Probabil că și traseul acesta este confidențial, tocmai pentru a nu se crește valoarea terenurilor. Apropo de demersurile pe care le-ați făcut, ții minte că pe timpul lui Ludovic Orban la Transportul s-a făcut un SF-ul pentru un drum expres Craiova-Pitești. Nu știu dacă ar trebui căutat acest SF. Da, noi am pus întrebarea, n-am primit niciun răspuns concludent. Dumnezeu, atunci când a scos pe parteneria public-privat, pe ce studiu ați scos? Nu am reușit să aflăm dacă era vorba pe SF-ul făcut pe timpul lui Orban sau există altul. Altul nu cred că este, pentru că aflam și noi. Adică... Da, bine, așa cum ați văzut în fișa de date, este inclusă și proiectarea. Nu este foarte clar dacă de la nivel de studiu de fezabilitate sau proiect tehnic de execuție. Sigur că ar fi trebuit să fi fost măcar un studiu de prefezabilitate pentru... Nu e stabilită o valoare minimă maximă per kilometru, adică trebuie stabilite niște limite. Dacă ofertantul vine cu o valoare de peste 10 milioane de euro, conform standardului de cost, așa cum am spus, la ŠES este undeva în jur de 4 milioane de euro la deal, în zonă de deal, sigur că e puțin mai complicată lucrarea, e aproape spre 5 milioane de euro. Deci trebuie să existe aceste limitări, să fie aceste condiționări și eu vă spun că este o investiție destul de atractivă. Nu cred în teza legată de faptul că nu își vor recupera banii din taxele de operare ale autostrăzii. Da, pentru că este exclus. Vorbeau despre acel studiu de trafic care nu ar fi relevant pentru o astfel de investiție privată. Asta spuneau că conform unui studiu de trafic nu ar putea să-și recâștige banii. Mă rog, erau diferite păreri ale specialiștilor. Am discutat și cu cei de la Proinfrastructura, dar nu sunt bazate neapărat pe niște date statistice. Spuneau ei. Dar de ce în zona Clujului, spre exemplu, studiile de trafic au demonstrat faptul că acolo este trafic mai mult decât... Nu, deci nu, sunt diferențe nesemnificative, vă spun. Și exact cum discutam, totuși, pe autostradă ar circula și mașini care vin din zonele adiacente, nu numai din județul Dolj, din Mehedinți, din Gorj, din Vâlcea, ba vin chiar din partea de vest a țării. Deci nu se justifică... Revenind la ce spuneați dumneavoastră, cu banii de exproprieri. Nu cumva înainte chiar de lansarea acestui proiect cu PPP, parteneria public-privat, trebuia prevăzuți banii pentru exproprieri și făcute exproprierile? Adică acel investitor are siguranța că s-au făcut deja exproprierile? Exact. Noi nu știm nimic. Păi tocmai asta vrem să întrebăm.
să știm foarte clar care este stadiul. Suntem doar la nivel de intenție și așa cum veți observa în fișa de date, este scris drum expres / autostradă. Deci nu se știe exact soluția. Nici măcar soluția nu era determinată și v-am spus că sunt totuși niște diferențe între un drum expres și o autostradă. Adică statul trebuia să determine foarte clar, aici construiesc o autostradă. Și atunci devenea extrem de interesantă pentru un operator străin, un consorțiu, o asociere. Da, ar fi trebuit să existe terenul, pentru că oferta trebuie făcută pe lucruri foarte concrete. Deci oamenii trebuiau să vină, să viziteze, să estimeze costurile și să oferteze. Deci concluzia mea, cel puțin din câte am aflat până acum, este că era la nivel de intenție. Voiau să vadă exact dacă o firmă este cu adevărat interesantă și atât timp cât în 3 ani nu ni s-a spus nimic, bănuiesc că firmele nu prea sunt interesate. Probabil pe baza aceasta s-a mers, hai să încercăm cu bani de la buget, dar după cum vom vedea, am înțeles că noul ministru al transporturilor ar vrea să o introducă cumva pe bani europeni, ceea ce iarăși nu este foarte avantajos. Revenim cu ce am spus, 2050 pe bani europeni, da, dacă vreți. Numai dacă nu cumva, și acum aș vrea să vă întreb dacă este posibil din punct de vedere tehnic și chiar practic să schimbăm acel POIM, să aducem modificarea acel POIM, adică să aducem mai aproape investițiile. Craiova-Lugoj din 2030-2032 mai aproape și Craiova-Pitești din 2050 nu, mai aproape. Din păcate, nu se mai poate negocia nimic? Nu, sunt inflexibili, pentru că altfel s-ar prelungi la infinit această negociere odată ce ai dus un document și să știți că n-a durat câteva luni de zile să fie negociat. El a durat totuși câțiva ani de zile. Deci greșeala noastră este că n-am introdus aceste termene în timp ce negociam. Da, deci cele două tronsoane sunt introduse ca listă în lista respectivă, numai că ele nu au alocare europeană. Ele sunt cuprinse acolo, în această strategie pe transport. Sau dacă au alocare europeană, se duc... Da, exact. Vin într-o etapă viitoare. Și știți și noastră foarte bine că se spune frecvent lucrul acesta în spațiu public și banii pe care i-am avut în perioada de programare trecută pentru infrastructura de transport nu am avut capacitatea să-i absorbim, să-i cheltuim. Deci, chiar proiectele pe care și le-au propus în perioada 2014-2020, există riscul să nu le facă. Și aici aș vrea să deviez puțin. Avem probleme și cu proiectele la nivel de Craiova. Proiecte contractate, nu semnate, nu aveam decât să luăm bani. Și acum ne trezim cu zeci de milioane de euro pe care o să le plătim din bugetul vorbim local. Vorbim de program operațional regional. Da, pe ce avem în Craiova? Parcare, suterană, water park? Sigur, unele dintre ele au fost foarte târziu contractate. Water park-ul are o problemă, este o cercetare a DNA-ului și atunci sunt suspendate toate plățile. În schimb, lucrările sunt într-un procent de 90%, spre 90%, decontarea, nu știm dacă va fi până la urmă realizată totuși pe bani europeni, că dacă se soluționează cu NUP, neînceperea urmăririi penale, atunci statul român va deconta toate cheltuielile eligibile. Adică întrebarea eligibile. Mea este, puteam să o facem mai bine decât da, am făcut-o? Da, este foarte mare birocrația. Vedeți și noastră ce se întâmplă și acum. Vorbim despre program operațional regional 2014-2020. Ori noi suntem la sfârșitul anului 2015. Noi există încă discutăm pe vechea. Exact. Nu există un calendar de nu era nicio problemă, pentru că noi puteam să suprapunem cele două perioade. Aveam compartimente care se ocupau de partea de implementare, de verificare plăți pe vechiul program și se demara noul program. Oricum există o perioadă de timp de pregătire. Că nimeni, în momentul în care se lansează schema de finanțare, nimeni nu poate să vină cu SF-ul a doua zi. Bine, sunt și situații în care sunt pregătite niște studii de fezabilitate, dar oricum trebuie să adaptate pe nou ghid al solicitantului, nu intru în detalii de genul acesta, bineînțeles. Și ar fi trebuit un pic să ne grăbim, am spus-o de atâtea ori, România nu... obișnuiește guvernul, nu-și face strategii sectoriale, nu există nici strategii locale făcute în timp util și din cauza aceasta se întârzie și lansarea programelor. Bun, noi vă mulțumim și foarte mult pentru prezența în emisiune. Cu multă plăcere. Și vă mai așteptăm. La final vă mai așteptăm să ne mai spuneți lucruri în legătură cu aceste proiecte europene. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte importante.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în direct, vorbeam înainte de publicitate despre autostrada Craiova-Pitești. Ne spunea doamna Marilena Bogheanu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, faptul că lucrurile nu sunt chiar atât de optimiste, pentru că studiul de fezabilitate ar trebui să coste în jur de 5 milioane de euro, iar pentru acest lucru ieri au fost alocați în jur de 1 milion de euro din informațiile pe care le avem noi. Bogdan, iată că lucrurile nu stau chiar atât de bine pe cât ne așteptam. Nu stau foarte bine, dar un lucru trebuie subliniat. Până alaltăieri aveam pe acest tronson Craiova-Pitești o soluție dată de statul român, parteneriat public-privat. Am lansat în sistemul de achiziții publice această procedură în martie 2013 și iată că ne apropiem de martie 2016, deci aproape 3 ani, și nu s-a concretizat nimic. Cu alte cuvinte, niciun investitor privat nu a fost convins până la ora actuală să investească banii lui, banii împrumutați, în această autostradă. Dar acum, în legătură cu acest studiu de trafic pe care îl scot în față foarte mulți pesimiști, vreau să te întreb, s-a făcut un studiu de trafic cert care să arate anumite date concrete? Eu nu știu dacă s-a făcut concrete? Un studiu de trafic, probabil dacă s-a făcut un studiu de trafic și îl fac ei atunci când se prezintă cu acest proiect la bancă să primească banii, deci îți fac un studiu de trafic pe care îl duc la o bancă, de obicei un consorțiu de bănci, ca să suporte această sumă, peste 1 miliard de euro, dar altceva aș vrea să subliniez. Această decizie de a introduce în bugetul pe 2016 o sumă, fie ea și de 5 ori mai mică decât consideră doamna Bogheanu că ne-ar trebui pentru studiul de fezabilitate, înseamnă că guvernul, autoritățile recunosc că această soluție cu parteneriatul public-privat este depășită, nu este fezabilă și atunci încercăm alte soluții. Da, deci marchează o schimbare de strategie. Este în legătură telefonică directă cu noi domnul Petre Petrescu, deputat de Dolj. Bună seara! Bună seara! Domnule Petrescu, spuneți-ne, vă rog, cum s-au petrecut lucrurile ieri atunci când s-au obținut acești bani sau s-a obținut promisiunea pentru acești bani pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii Craiova-Pitești? Este un efort pe care l-au întreprins, aș putea spune, o parte din parlamentarii Olteniei și aș nominaliza aici aportul deosebit al domnului Constantin Dascălu și al domnului Vasile Popeangă de la Gorj. La inițiativa pe care dumneavoastră, postul de televiziune Alege TV, Bogdan Groșereanu, ați avut-o de a strânge toate, de a forma un grup care să lupte pentru realizarea acestor investiții, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor europene, inclusiv a regiunilor din România. Astfel că o parte din fondurile pe care Comisia Europeană le-a alocat pentru realizarea infrastructurii mari, respectiva masterplanului pentru România în materie de infrastructură, să fie utilizate, deci aceste sume să fie utilizate pentru legarea celor
mai sărace două regiuni din Europa, Moldova și Oltenia de vestul Europei. Deci, în urma acestei inițiative și în urma ultimei ședințe care noi am avut-o cu câtva timp în urmă la sediul prefecturii Dolj, mediatizată și prezentată de postul dumneavoastră de televiziune, am luat decizia cu unanimă cei care am fost prezenți acolo împreună cu reprezentanții societății civile, a mediului investițional, privat, etc. Că, deci am constatat că realizarea autostrăzii sau drumului expres Pitești-Craiova din fonduri private, printr-un parteneriat public-privat, PPP-ul, nu este posibilă. Practic, niciodată nu vom avea un astfel de drum expres realizat din parteneriatul public-privat, ca urmare a faptului că nu este vizabil un astfel de proiect din punct de vedere economic. Cine a stabilit acest lucru, că nu este posibil construcția acestei autostrăzi pe un parteneriat public-privat? S-au făcut studii de trafic? Ce s-a întâmplat anume încât să se ajungă la o astfel de concluzie? S-a demarat, din punct de vedere tehnic, licitația pentru acest, pre-licitația pentru acest drum expres, iar cei care inițial se declarase interesați de realizarea acestui proiect au dat înapoi pentru că, din punct de vedere economic, au spus ei nu este sustenabil acest proiect. Și atunci, dacă nu mă așa în urmă cu două săptămâni de zile la întâlnirea pe care am avut-o la prefectura și întâlnire cu sunt mediatizată de postul Alege TV, de televiziune postul Alege TV, personal am discutat și cu domnul Costică Dascălu și cu alți colegi de-ai mei de a face ceva în ideea în care să susținem acest proiect în bugetul pe 2016. Momentan, eu sunt membru al Comisiei de Buget Transporturi din Parlament, din Camera Deputaților. Eu sunt membru al Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților și în această calitate am avut o discuție cu domnul ministru la investire, domnul ministru al transporturilor la investire, căruia i-am atras atenția asupra faptului că trebuie să vină cu o soluție pentru realizarea acestei investiții, pentru că altfel regiunea noastră Oltenia ar fi condamnată la sărăcie, la incluziune socială. Mare mi-a fost mirarea când a fost prezentat vineri, 11 decembrie, când ministrul, împreună cu tehnicul Ministerului Transporturilor, a venit cu bugetul în Comisia de Specialitate și am constatat cu stupoare că nici măcar un leu din buget pe 2016 al României nu era alocat pentru infrastructura Oltenii. Toate proiectele care se finanțează sau se finanțau până la acea dată erau, făceau parte din PNRR 2013-2020, deci fonduri europene sau extracomunitar. Domnul deputat, și atunci ați negociat, da? Ați negociat ca să... Am avut o discuție, exact, am avut o negociere cu domnul ministru și am profitat de faptul că a venit Ministerul Transporturilor, a venit cu două propuneri de modificare a legii 500 și a ordonanței 26, în sensul că deci amendamente bine fundamentate de Ministerul Transporturilor. Primul susținea ca să, ca prin derogare de la prevederile legii 500, să-i se permită Ministerului Transporturilor să efectueze operațiuni de încasări și de finalizare a lucrărilor executate pe fonduri europene și după data de 31 decembrie 2015. Deci, ca să înțeleg așa, ați modificat legea, le-ați permis să facă cheltuieli și după o derogare, dar le-ați cerut ceva în schimb, da? Și pentru Oltenia. Exact.
Domnul ministru a fost extrem de receptiv și a spus da, includem în bugetul de stat pentru anul 2016 cu finanțare din bugetul de stat drumul expres Craiova-Pitești. Și domnia sa a propus ca să aloce o sumă de 5 milioane de lei. Deci este vorba despre un drum expres sau despre o autostradă? Vestita autostradă Craiova-Pitești este de fapt un drum expres. În studiile de fezabilitate și în toate documentațiile tehnice este de fapt drumul expres Craiova-Pitești. Să înțeleg că e vorba de documentația făcută pe timpul când ministrul era Ludovic Orban, când se voia un drum expres. Nu. Este vorba de documentația întocmită. Nu știu, mă gândesc că nu poate fi vorba de o perioadă așa de îndelungată. Este vorba de documentația întocmită pe vremea ministrului rus. Da, pe timpul ministrului rus când au lansat-o în SEAP, pe parteneriat public-privat, mă rog. Exact, exact. Documentația, deci noi am vrut să fie autostradă, domnia s-a venit cu vestitele invenții, puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, la invenții, în care toate autostrăzile au fost transformate pe partea noastră în drumuri exprese și... Deci, bun, și atunci înțeleg că și după aceea, după negocierea din comisie, în care s-a promis că vor fi 14 proiecte, între care și Craiova-Pitești cu suma de 5 milioane de lei, 1 milion și ceva de euro, ați încercat să veniți în plen cu un alt amendament ca să suplimentăm suma asta cu 45 de milioane, să ajungem undeva la 50 de milioane de lei. Peste 10 dorința milioane noastră, de euro, 10-12 milioane de euro. Dorința noastră a fost aceea de a fi siguri, de a suplimenta suma de 5 milioane la 50 de milioane de lei, ideea de a fi sigur că începe construcția acestei autostrăzi, acestui drum expres, în anul 2016. Domnul ministru ne-a explicat faptul că tehnic nu este posibil, că această sumă este pentru realizarea studiului de fezabilitate și demararea proiectului tehnic și că odată finanțată în bugetul de stat, din bugetul de stat ea va continua. Și ar trebui suplimentată la o rectificare ca să ne păstrăm în nota asta de exact. Optimism. Ce vreau să subliniez este faptul că este pentru prima dată în istoria post-decembristă a Guvernului României când se alocă bani din bugetul de stat al României pentru finanțarea unei astfel de investiții în Oltenia. Dar s-au alocat în jur de 1 milion de euro, iar noi în prima parte a emisiunii am avut o invitată pe doamna Marilena Bogheanu, director ADR Oltenia, care ne spunea că acest studiu de fezabilitate ar costa în jur de 5 milioane de euro, iar suma alocată este de doar 1 milion de euro. Alo? Da, mă auziți? Da. Este adevărat că el costă mai mult, dar la început vă spuneam că au fost aprobate două propuneri ale Ministerului Transporturilor. Prima propunere și primul amendament se referea la faptul că îi dăm posibilitatea după 31 ianuarie să facă pe banii europeni în continuare operațiuni. Și cel de-al doilea amendament se referea la faptul că tot prin derogare de la legea 500 și ordonanța 26, îi dăm posibilitatea Ministerului Transportului să facă redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu la propunerea ordonatorului principal de credite, adică ministrului, funcție de nevoile pe care le are. Deci am putea să mergem în continuare pe un lobby pentru suplimentarea acestor sume în cadrul bugetului propriu al Ministerului Transportului, înțeleg? Trebuie, dacă vreți, sunt de acord cu expresia asta, dar trebuie să-l ținem mereu conectat pe ministru. Practic, ce se întâmplă în urma acestui amendament? În anul 2014, ministerul care a avut cele mai mari nerealizări la absorbția fondurilor europene este Ministerul Transporturilor. Pentru că Ministerul Transporturilor a fost încorsetat într-o serie de acte normative care nu îi permiteau să facă niciun fel de mișcare. Ei bine, prin acest amendament,
Noi am lăsat, i-am dat posibilitatea legală Ministerului Transportului și Ordonanțului Principal de Credite, Ministrul Transporturilor, să miște sumele, să mute sumele la rectificare sau în timpul anului, funcție de necesitățile pe care le are. Cu alte cuvinte, dacă mâine va fi nevoie de o sumă de 5 milioane de euro pentru realizarea studiului de fezabilitate privind drumul expres Craiova-Pitești, are posibilitatea să o ia, să spunem, de la centura ocolitoare a municipiului București, unde nu sunt folosite aceste sume, sau de la o altă lucrare unde nu sunt folosite, și să le folosească aici la Domnul deputat, eu aș mai avea o întrebare și vreau să spun că personal am fost puțin dezamăgit din partea unor colegi ai dumneavoastră parlamentari care nu au fost, nu știu, n-au participat așa la acest demers comun al nostru. Vreau să vă întreb și spuneați dumneavoastră, a apărut și o postare pe Facebook, dacă toți parlamentarii din Oltenia, măcar cei din Dolj, au susținut acest proiect. Din păcate, domnul Groșeanu, nu s-a întâmplat acest lucru și dumneavoastră ați observat că la toate chemările pe care le-ați făcut pentru întâlnirea în cadrul acestui grup de inițiativă de susținere a autostrăzii Olteniei, am fost doar câțiva dintre politicienii și parlamentarii Doljului care a participat. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat și la susținerea proiectelor cu ocazia... Spuneați dumneavoastră că a fost un vot strâns, spre exemplu, pentru Craiova-Lugoș și pentru acest tronson s-au cerut bani, da? S-a făcut un amendament, am înțeles că chiar dumneavoastră l-ați propus. Eu am făcut acest amendament în care am propus suma de 10 milioane de lei să fie alocată în susținerea de Ministerului Transporturilor pentru realizarea studiului de fezabilitate autostrada Craiova-Lugoș. În Comisia de Transport, asta este interesat și este un lucru care mă doare personal că nu am fost uniți noi, parlamentarii Oltenii sau măcar cei din Dolj, pentru că puteam să avem un succes de răsune. Vă spun următorul lucru. În Comisia de Transport, propunerea mea, amendamentul acesta a trecut. A fost admis în Comisia de Specialitate. Lucru nemai întâlnit până acum. De aici acest amendament pe care a mers la Comisia de Buget Finanțe. În Comisia de Buget Finanțe a fost un scor extrem de scurt. Bineînțeles că am făcut lobby eu, împreună cu prietenii mei și aici menționez aportul extraordinar al domnului Costică Dascălu și Vasile Popeangă. Inițiator și rectific aici, nu am fost singurul inițiator. Am fost doi inițiatori, Petre Petrescu și Vasile Popeangă de la Gorj. Și a avut și domnul Costică Dascălu un proiect, pentru că am luat în calcul faptul că s-ar putea să ne respingă acest amendament și a venit dânsul cu o altă propunere legislativă în care voturile au fost extrem de strâng. Bun, domnule Petrescu. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Din păcate ne apropiem de pauză. Vom păstra legătura și cu... 15, domnul Grășeleanu, 15-14 a fost scorul. Dacă ar fi fost prezent un coleg de-al nostru de acolo, trecea acest amendament. Da, poate că după această promisiune cu studiul de fezabilitate vor fi mai mulți deputați din Dolj sau din zona Olteniei care îl vor ține conectat, așa cum spuneați dumneavoastră, pe Ministrul Transporturilor legat de această problemă. Vă mulțumim foarte mult. Noi trebuie să mergem mai departe. O seară bună. O seară bună. Trebuie să mergem mai departe și să vorbim despre proiectele din Craiova care au fost demarate pe fonduri europene. Multe dintre acestea nu au fost finalizate și nu vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an, iar primăria va trebui să susțină din bugetul propriu terminarea lucrărilor. Bogdan, iată că lucrurile se întâmplă așa cum ne-am așteptat și de acum 2-3 luni, să spunem. Ne așteptam ca aceste proiecte să nu fie finalizate pentru că vedeam stadiul în care erau. Crezi că da, va putea primăria sunt susține? Undeva peste 8 milioane de euro, da. Și am discutat și cu doamna Bogdanu înainte. Au fost făcute, spre exemplu, ultimul a fost cel cu Parcul Romanescu, în care ni se spunea că este mai bine să luăm niște bancă de puțin decât să nu luăm nimic și să le facem doar pe fondurile noastre ale primăriei. Eu vreau să spun totuși că
Eu vreau să relatez despre cum se vede din afară chestia asta. Nu mă interesează pe mine neapărat Bogdan, toate, la toate amănuntele. Da, da, e Valentin la telefon. Pe Valentin, da. Tudor, care a scris și s-a ocupat despre, de acest subiect. Bună seara, Vali! Bună seara! Spune-ne, te rog, care sunt cele mai importante proiecte rămase nefinalizate în acest an? Păi sunt foarte multe. Cam 3 sferturi am calculat, mai poate și mai mult. În primul rând, water park-ul, cred că o să plătim circa un sfert din suma de vreo 80 de milioane de lei. Mai avem parcarea subterană, mai avem calea București, care nu se va termina decât am văzut, mai avem cele 3 mari bulevarde, râului, bariera Vâlcii și Caracal. Caracal a fost terminat, dar râului și bariera Vâlcii nu se vor termina. Cam acestea sunt în mare, dar sunt sume foarte mari. Și pe noi ne-a surprins faptul că aceste informații vin în contextul în care primăria, prin reprezentanții ei, spunea de nenumărate ori că suntem orașul cu cea mai mare absorpție a fondurilor europene. Ei bine, nu este așa și mai mult va trebui să plătim din bugetul local bani din taxele și impozitele craiovenilor ca să putem să ducem proiectele la bun sfârșit. Dacă nu o facem, va trebui să dăm toți banii europeni primiți până acum. Adică zeci de milioane de euro. Cam așa ceva. Bun, deci care este suma calculată de tine pe toate proiectele pe care ar trebui să o plătim, din câte am înțeles, chiar prin, până în iunie 2016? Da, este până în 2016. Este un ajutor dat de Comisia Europeană, practic, care a spus în felul următor. Dacă voi nu ați reușit să cheltuiți toți banii pe care vi-am pus la dispoziție până la 31 decembrie 2015, puteți, ce a rămas de realizat, de construit, să-l faceți cu banii voștri și atunci încheiem socotelile. Dacă nu doriți să cheltuiți de la voi pentru că nu ați fost în stare să le terminați la timp, atunci ne dați frumos toți banii înapoi pe care vi-am dat noi și vă descurcați. O sumă exactă se va ști abia la jumătatea anului viitor, pentru că teoretic și practic, de fapt, până la finalul acestui an mai sunt circa 2 săptămâni, în care firmele poate trag tare, poate beneficiază de caniculă și pot să lucreze mai mult decât... Dar am văzut foarte clar că nici măcar în timpul caniculei nu lucrările nu au mers la foc continuu, păi așa da. Că cu atât mai puțin în perioada de iarnă. Când era caniculă era foarte cald, acum... Da. Acum e frig. E rece, na. Trăim într-o zonă geografică care pune probleme fondurilor europene. Deci, repet, o sumă exactă se va ști abia atunci. Dar în momentul de față vorbim de câteva zeci de milioane de lei. Dar la cum, la stadiul în care se află în acest moment șantierele, crezi că sunt șanse să fie terminate chiar și până la jumătatea anului 2016? Eu nu vă mai aud. Ne auzi, Vali? Dacă puteți repeta întrebarea. Da, te întrebam dacă tu crezi că la în ce stadiu se află acum șantierele, crezi că vor fi șanse să fie terminate chiar și până la jumătatea anului viitor? Eu cred că autoritățile ar trebui să aibă mintea de pe urmă și să facă tot posibilul să cheltuiască acești bani. Adică să alegem răul cel mai mic, pentru că dacă nu cheltuim acești bani din bugetul local, repet, trebuie să-i dăm pe toți înapoi. Și atunci trebuie să facă ceva în acest sens. Eu cred că vor termina până la urmă, pentru că bat alegerile locale la ușă și deja există acest punct negru, această bilă neagră legată de Și nu mai bine să tai panglici atunci înainte de campania electorală sau chiar în campanie, dar din păcate pe banii craiovenilor. Da, Vali, îți mulțumim foarte frumos pentru informațiile pe care ni le-ai oferit în această seară. Luăm acum o altă pauză de publicitate, apoi revenim cu cea de-a treia parte a emisiunii.
Am revenit în platou, am vorbit înainte de publicitate despre aceste proiecte făcute pe fonduri europene care nu s-au finalizat până la sfârșitul și nu se vor finaliza până la sfârșitul acestui an, așa cum era stabilit. Bogdan, ne spunea și Valentin Tudor că există foarte multe proiecte importante care nu s-au finalizat și probabil va fi nevoie ca primăria să susțină din bugetul propriu aceste finalizarea acestor lucrări. Trebuie precizat un lucru. Toate aceste proiecte mari de infrastructură în Craiova sunt contractate, sunt depuse și contractate pe perioada de finanțare 2007-2013, adică în timpul administrației Solomon. Acum discutam despre cauze, de ce, că e mare birocrația, că nu știu ce s-a întâmplat, că a venit DNA-ul la unul dintre proiecte, la Waterpark, că pentru un timp au fost istate lucrările. Eu vă spun cum privește un om din afară și vă spun așa, oameni buni, fost administrație a luat o grămadă de proiecte, bani europeni, va lăsa contractele, proiectele câștigate, semnate contractele și voi timp de un mandat n-ați reușit să luați bani, n-ați reușit să le duceți la bun sfârșit. Și astfel încât, după 4 ani în care voi doar trebuia să trageți banii și să contractați lucrările, da, și să le realizați, constatăm că n-ați reușit acest lucru și trebuie să dăm tot noi craiovenii bani de la buget, pentru că altfel, dacă nu dăm noi, o să dăm înapoi și ce am consumat până acum. Deci așa se vede din afară, aș vrea să spun. Și bine, din păcate, actuala administrație a nimerit și într-o perioadă proastă, deci a nimerit între perioadele de finanțare. Nici pe vechea perioadă de finanțare nu mai puteai să accesezi fonduri pentru că era închisă, dar nici în noua perioadă de finanțare nici acum nu este lansată. Da? Da. Deci n-aveai cum să faci decât să le continui și să te concentrezi pe acestea și să le duci la bun sfârșit. Din păcate n-ai reușit să faci acest lucru. Dar iată că s-au început foarte multe și nu s-a finalizat aproape niciun. Ai avut într-adevăr niciun. O posibilitate și anume niște bani rămași de la celelalte programe de finanțare s-au dus către un fond special, către un program special privind anveloparea blocurilor din Craiova. S-a spus la un moment dat că, vezi, doamne, pe fonduri europene toate blocurile din Craiova vor fi anvelopate, izolate, termic și așa mai departe. Din gogoașa asta mare s-a desumflat puțin și s-a ajuns la undeva la 100 de blocuri sau 200 de blocuri. E bine, am înțeles de la colegii de la Gazeta de Sud că de fapt sunt vreo 4 blocuri finalizate pe programul ăsta și că de fapt s-a întrerupt pentru că ne-am dat seama că nu vom reuși iarăși să-l terminăm la timp. Deci cam asta e ce am reușit noi să facem pe fonduri europene în Craiova. Plus aceste proiecte pe care trebuie să dăm bani înapoi. Da, pentru că vorbeai înainte de administrația Solomon, trebuie să spunem că judecătorii Curții Supreme au hotărât administrația luni. Solomon cu bune și cu rele. Da, deci cu bune partea și cu rele, bună că am luat proiecte și da. Într-adevăr am avut unele corecții pe la pasaje, am mai plătit niște bani, dar grosul au venit. Banii da. Au venit de la Uniunea Europeană, deci ne-am dat noi de la buget. Dar are și părțile ei proaste și anume știu foarte bine, primarul Solomon a fost arestat pentru corupție, a făcut și pușcărie și a pierdut mandatul de primar. Da, iar luni judecătorii de la Curtea Supremă au hotărât că poate începe judecarea dosarului în care Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, Nicoleta Miulescu, secretarul primăriei și Liana Grigorie, fost consilier juridic, sunt acuzați de fapte de corupție. Procurorii susțin că cei trei inculpați au retrocedat ilegal în anul 2007 o clădire de 300 de metri pătrați și un teren de 1300 de metri pătrați. Bogdan, iată că acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Craiova abia în anul 2014, cu toate că această retrocedare ar fi avut loc în anul 2007. Da, deci, evident, aceste lucruri vedem și acum că se descoperă o grămadă de potențiale infracțiuni din anii trecuți. Este bine că acestea se descoperă și stau și mă întreb în rândul celor mai mari, cum să spun, celor mai influente personaje din lumea noastră economică, politică, că ce se descoperă acum este doar o mică parte. Îți dai seama că n-au făcut sute de milioane de euro, miliarde de euro curate, da?
Și este de presupus că dacă ai furat un milion, ai furat și 10, ai furat și 100, ai furat și un miliard, da? Dar măcar știi cum este, pe Al Capone l-au închis pentru o chestie minoră, dar l-au prins cu ceva, asta e și ideea. Dar și ideea este să, ca sumele care nu pot fi justificate să fie sechestrate și recuperate. Și revenim la acest dosar, am înțeles că... Ceea ce nu se întâmplă la noi deocamdată. Da, este un consilier juridic care ar fi făcut... o retrocedare, spune Direcția Anticorupție că nu este în regulă. Paguba produsă primăriei Craiova a fost calculată la aproximativ 660.000 de euro, sumă cu care imobilul a fost vândut de așa zisa moștenitoare. Deci se spune că ar fi fost niște acte false, a obținut o retrocedare, după care a vândut-o cu peste 660.000 de euro. E bine, primarul, în baza atribuțiunilor care îi devin, este președintele Comisiei de Restituire și evident că și-a dat semnătura acolo. Acum rămâne de stabilit dacă primarul și Nicoleta Milescu, care e șefa juriștilor, cum se spune, secretarul primăriei, au vreo vină, vreo participare în acest lucru, se va dovedi în urma judecății. Sau, așa cum se știe și mulți primari se tem de acest lucru, semnează ca primarul. Primarul semnează o grămadă de acte în fiecare zi și trebuie să aibă foarte mare încredere în juriștii pe care îi are acolo, la primărie. Pentru că dacă acei juriștii îi bagă sub nas, au vreo un aranjament și îi bagă sub nas tot felul de hârtii, poate chiar falsuri, da? Primarul semnează, după care trebuie să vină la judecată, la DNA, să dea cu subsemnatul și să demonstreze că, de fapt, habar n-avea ce au băgat subordonații să semneze. Deci este și un risc, da? Poate, până acum s-a demonstrat că mai mult au fost complici, da? Și chiar au făcut acte de corupție, dar este și un risc, dacă... Te gândești și la chestia asta, te pui în pielea primarului. Băi, dacă unul din subordine, un director face vreo șmecherie și eu semnesc ca primarul, mi-e frică, știi? Da, eu sunt bine intenționat. Rămânând în acest domeniu al justiției, știm că au fost condamnați doi craioveni alături de un avocat. Este vorba de un dosar puțin amuzant, dacă putem să-i spunem așa, mită luată înapoi cu dobândă. Da, este vorba despre Ionel Călin, zis Nixon, un personaj, mai din lumea interlop, așa, din Craiova, care, au făcut, au fost acuzați că ar fi sechestrat pe cineva și riscau niște ani de pușcărie. Și în consecință au vorbit i-a contactat un avocat, Bogdan Mitrache, avocat definitiv în cadrul baroului Vâlcea, care a încercat să le spună că în baza relației de rudenie cu, evident, cu fratele său, care era Andrei Mitrache, judecător la Curtea de Apel Craiova, o să-i scape de pușcărie și, în consecință, ar fi cerut 29.000 de euro. Dar trebuie să menționăm că acest frate nu știa nimic despre acest caz. Evident. Și facem analogie, acum nu știu cât poate fi de adevărat sau nu, cu președintele Traian Băsescu, care s-a trezit cu Mircea Băsescu că făcea afaceri că ar fi făcut afaceri, așa se spune, cu Bercea Mondial. Și toată lumea a zis, păi, de e imposibil că dacă tu ai făcut afaceri cu Bercea Mondial și ai luat șpagă și nu știu ce ai făcut cu banii, ca președintele să nu știe, că era frate tu, nu i-ai spus tu lui frate tu. Da, iată că se poate, vedește chiar și această situație. Dom'le, n-am știut. Tocmai pe chestia asta a avut Bercea Mondial, să zicem, încredere să-ți dea ție, că știa că ești fratele președintelui. Da, și sigur ai puterea, ai o foarte mare putere. Reveni la craiovenii condamnați. Așa și cu avocatul. Dom'le, frate meu e judecător la Curtea de Apel, deci cred că ar putea să mă scape. Îi dau 29.000 de euro. Și evident că după ce a dat banii, Nixon s-a trezit condamnat și a cerut banii înapoi. Dom'le, mi-mi dai 29.000 de euro, dar îmi dai și dobândă. Și a dat niște bunuri, un toareg evaluat la 6.500, i-a dat un teren și, nu mai scăpa de el Nixon, avocatul nu mai scăpa de Nixon. Și atunci ce a zis? Cu riscul să fac și eu, să intru și eu, mă duc și mă autodenunț. S-a dus și chiar autodenunțat, așa s-a întâmplat. La DNA. Uite, am primit de la ăsta să fac trafic de influență. Și și-a luat și el 2 ani și a luat și Nixon acum, înțeleg, pentru aceste afaceri. Dar am înțeles că acest avocat ar fi fost implicat și într-un alt dosar chiar cu Bercea Mondial, cu Sandu Angel, care Sandu Angel, după ce s-a prins în malaxorul justiției, l-a denunțat. Da? Deci
o practică. Și mai avem, avocați care s-a dovedit că de fapt era o curea de transmisie între inculpați și, și judecători. Da, făceau... Da, pentru... Trafic, pentru că nu mai avem mult până la finalul emisiunii. Am văzut astăzi pe plan extern că Rusia vorbește despre faptul că poate trece de scutul antirachetă american și noi știm foarte bine că peste aproximativ două zile se va... Pe 18 decembrie, am înțeles, se va inaugura scutul de la Deveselu, Comuna Deveselu, județul Olt. Am scris foarte multe pe această temă, am vorbit și la emisiune. Crezi că aceste declarații au fost făcute în acest context? Da, Rusia de multă vreme este neliniștită și vrea să desființăm acest scut de la Deveselu, care are, mă rog, unele componente la noi în județul Olt, altele în Polonia. Toată lumea a subliniat, este un scut defensiv, ne apărăm împotriva rachetelor ofensive, rachetelor strategice. Acum ei spun că o salvă susținută de rachete strategice ar putea penetra scutul ăsta, pentru că probabil se bazează că nu au... Au foarte multe focoase nucleare, îți dai seama. Rusia moștenește arsenalul fostei Uniuni Sovietice, da? Dacă se concentrează asupra unei ținte, ar putea să lanseze foarte multe rachete, la un moment dat să nu mai facă față. Dar în momentul ăla se antrenează întreaga capacitate de luptă a Statelor Unite, a NATO. Deci nu înseamnă că, gata, dai într-o țintă și... Sunt... declarații cu rol de șicanare, de intimidare. Până acum au spus că să desființăm scutul. Dacă nu te temi de el, de ce să-l desființăm? Adică dacă e inofensiv, de ce ar trebui să-l desființăm? Da, vom vedea dacă aceste declarații vor continua și ce va urma din acest punct de vedere. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară de la ora 18:30 cu alte subiecte importante ale zilei. O seară frumoasă!